Masca redevine obligatorie în spațiile deschise și pentru că noua variantă este mult mai contagioasă, măștile textile vor fi interzise. Practic, vom putea purta doar măști de tip FFP2 sau măști chirurgicale și va trebui să renunțăm total la cele textile considerate ineficiente de către autorități. Măsura ar putea intra în vigoare peste 3 zile. Măștile din material textil vor fi de domeniul trecutului, cel puțin pentru o perioadă. Autoritățile au decis că doar măștile chirurgicale ne pot proteja momentan în fața variantei Omicron a coronavirusului. Cei care preferau să poarte până acum măștile din material textil, ei bine, trebuie să știe că de acum încolo acestea nu mai pot fi purtate nici în spațiile închise și nici măcar în spațiile deschise, acolo unde se impune obligativitatea purtării măștii. Pot fi purtate doar măștile de tip FFP2 sau cele chirurgicale. De asemenea, cei care preferau măștile din material textil din motive estetice o pot face de acum încolo doar pe deasupra unei măști chirurgicale. Măștile textile, care mai ales în condițiile în care această boală se transmite prin intermediul aerosolilor, sunt foarte puțin eficiente sau ineficiente. Aceste măști medicinale, care în momentul de față nu sunt nici scumpe, cred că sunt accesibile, sunt mult mai utile pentru că ele constituie o barieră eficientă în calea transmiterii. Foarte multe persoane optau pentru măștile textile pentru că erau și mai aspectoase, dar și mai practice, spun ei, mai ales că sunt reutilizabile. Dacă sunt interzise, o să luăm medicinale, asta e. Văd că dumneavoastră purtați una textil. Da. E mai comodă? De ce o purtați? E puțin mai subțire și pot să respir mai bine. Mi se pare mai practic cu acestea. De ce? Păi sunt de unică folosință, o folosești și o arunci, celelalte le foloseai mai mult și nu cred că e nici igienic să le ții prea mult. De la bun început, de când a început pandemia, măștile chirurgicale au fost cele indicate. Cei care nu se conformează noilor măsuri vor fi sancționați la fel ca în cazul în care nu poartă deloc mască. Autoritățile recomandă însă industriilor vitale pentru societate, cum ar fi celor care lucrează în centrele nucleare sau hidrocentrale, să poarte totuși masca FFP2 pentru o mai mare protecție și pentru a nu rămâne fără personal din cauza infectărilor. Majoritatea țărilor europene însă au adoptat deja ca măsură de protecție purtarea exclusivă a măștii FFP2 în toate spațiile închise și deschise, acolo unde se impune obligativitatea ei. De asemenea, începând din acest weekend, masca redevine obligatorie pe stradă. Această variantă, problema ei este că este extrem de contagioasă. Din cauza asta, această măsură de port al măștii devine obligatorie în toate spațiile, deschise, închise. Vor fi și câteva excepții în cazul celor care fac sport, de exemplu. Toate excepțiile însă vor fi prevăzute în ordinul comun al Ministrului Sănătății și Ministrului Afacerilor Interne, care va fi publicat în zilele următoare.